c'est bon. Arrête, la mini ceva cu grătar. Tu n-ai inelă stof? Nu. Sasa pe mine m-a sabotat. Da, ține. Unde poți găsa sare? Și să sare. Sare. Cine e the best? Eu sunt the best. N-are nicio șansă. Nicio șansă. Stai normal, eu n-am nicio treabă cu tine, ești super. Bă, te puși Crăciun, dă-te tu cu o poezie, cățeluș cu părul cățeluș. Mă duc la Moș Crăciun, Moș Crăciun, dar are de toate, el are cadouri. Dă-te, puși, Dani, te rog. Dacă nu-mi dai, eu trimit Alba ca zăpadă și Crăciunita și te pedepsesc ambele. Nebunule. Bună seara comunității lui Alexandru, eu sunt Elena Popa sau creatoarea vlogului Dor de Bun și astăzi sunt aici pentru o super mega provocare, pentru că eu vreau să-i arăt lui Alexandru că nu e chiar tot așa de simplu în viața asta, nu, eu glumesc. De ce ne-am îngrămădit aici cu toții la orășel de Crăciun? Dacă tot e sărbătoare și să gătim ceva frumos împreună, într-un battle cu Elena și totodată să dăm ceva la degustare oamenilor care se află aici la orășelul de Crăciun. Într-adevăr am acceptat această provocare și sunt foarte bucuroasă. Eu de fapt sunt tehnolog bucătar de meserie, dar mi-am găsit vocația în partea de creație de conținut. Eu pe Elena am cunoscut-o din rețelele de socializare. Faci un content fantastic de frumos și de gustos. Partea de bucătărie mi este cunoscută. Suntem ambii pasionați, atât eu cât și Alexandru. Și o să facem astăzi un show interesant. Prima cunoștință am făcut-o în cadrul unei emisiuni. Unii ambii eram jurați într-o emisiune culinară. Am vorbit câteva ori și dacă suntem pe aceeași temă, avem chestii comune de discutat despre gastronomie. Foarte repede am găsit limbă comună, eu îl respect foarte mult. E bravo, nu ce să-i spui, dacă omul e bravo, e bravo. Nu? Eu sper că el pe mine mă ia în serios, pentru că asta nu e joacă. Și băieții care au filmat-o zic că eu gătesc foarte gustos. Ultimul episod din acest an, cine nu, dacă nu Elena. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Eu încă aștept să mai încălzați cu leacă grătarul. Suntem gentlemeni și o așteptăm sau battle-ul e battle, da, și mergem pe la care-i problemă? Uimește-mă! Eu, în principiu, am venit ceva foarte ușor și cumva sigur. Acolo avem frigărui de pește, somon, ton și pește alb, sosul cimiciuri pe bază de verdeață, ușor acriu, ușor sărat, țânt picant. E combinația perfectă. Și nu e greu de făcut. Eu am frigărui de pește. Ok. Nu zicem că am fost trenos și n-am vrut, da? Da. Zicem așa că... L-ai făcut tu, ai curățit peștele, Nu, am cumpărat deja curățit, dar sunt niște mișuni, așa? Ok, da. Peștele l-am făcut eu și am făcut un sos cimiciuri. Tot tu l-ai făcut. Tu l-am. Tot eu l-am făcut. Rețeta e a ta, în orice caz. Precis. Deci am hotărât să merg pește, de sărbători pește nu poate să nu lipsați pe masă, înțelegi? Că lângă un purceluș, o saladă, un tinier și acolo, așa e. Tu ai mers parte de sărbători, da? Da, de atât că ultimul timp îmi place peștele tare. Eu m-am gândit la ceva să fie și gustos, dar și nu mă chinui mult. Adică n-are nicio șansă. Nicio șansă. Strategia mea de astăzi este una destul de simplă. Eu cred că gustul spune tot. O să încercăm să cucerim publicul cu mâncare gustoasă. Dar tu ai mers pe carne, eu știu. Da, eu am mers pe carne, pe o temă grecească, ca să le aduc o leacă de vară la oameni, știi? Iarna, la da, minus un grad da, de jumătate. Da, 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 o leacă de vară, știi? Hai. Dacă nu poți să te duci în Maldive... Și este tățâchi, da? Da. Asta-l gustă mai încolo. Avem așa două preparate destul de diferite cu comerzan. Cineva preferă carne, cineva preferă pește. Deja o să vedem ce am țintit mai bine. Acum, că stau și mă gândesc mai bine, probabil mai trebuie să mai fac niște chestii de deamă târziu. Asta e. Suntem. Ce-i să faci? Asta este. Eu am venit cu 120 de porții. Vedem cine dintre noi gătește mai bine și totodată cine deservește mai mulți oaspeți. Eu mai mult clar și mai gustos, vedem. Dar așa nu încerc, eu te-am întrebat câte kilograme sunt eu? Și tu nici așa, nu, așa e o leacă, că acolo sunt gustem pe dinte, dar singur ți-ar luat 20 de kg de frigărui. Nu, 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 nu. 100 de băcăți am luat. 100. 120. Nu, îți vrei 10 kg acolo. Păi da, dar la mine porția e mai mare ca la tine, sau nu? Un pic. Un pic, asta zic. Îți bă gabarituri alea, că știi? Păi mănânc mai mult sprinește, da? Cam așa ceva. Let's start!
avem un pic de guri de hrănit și m-am gândit din punct de vedere a practicității. Să fie o rețetă și gustoasă, și pe placul oamenilor și totodată destul de real, de realizat în cantități mai mari. Încercăm să ne descurcăm așa în condiții spartane. Mie îmi place așa gen de mâncare. De aici cred că și am pornit cu această idee. De ce știu, Elena a venit cu un pui în stil grecesc și cu un sos tzatziki. O mers tot cu usturoi, cu castraveti, cu puișor fix și place la moldoveni, înțelegi? Da, las că vedem, mă. Să vezi ce-ți face moșul. Alex, eu povestește, cum ai marinat frigăruiul de pește? Exact ca un frigărui de purceluș, știi? Cu un pic de sare, piper și ceapă. Aha. Fix pe gustul nostru. Și mă duc să o ajut, că te ajut sau? Tot normal, mă descurc. Tot normal, te descurc, da? Cam e slab focuția ta. Nu. Tot e bine. Bag o leac de strâmbie, știi? Eu am gata primul frigărui. Uite așa. Eu. Mama. Dar unde e sarea mea? Dar pentru ce ți-i sare? Mie îmi trebuie sare, spun în țățăchim. Și mă apuc să gust ce-a făcut aici? Spate, da? Hai, da, dau voi. E, bună, arată gine. Castravetele la noapte prinătoare mușcată. Miroasă bine, miroasă. I-am pus un pic de mentă. E bun tare. Serios, nici nu mai trebuie sare. Ori tu ești îndrăgostită? Eu mereu sunt îndrăgostită. Nu, nici îmi pare că tu pe mine vrei să mă sabotez. Nu, eu totuși trebuie să mă asigur. Pare că îi mai trebuie sare. Nu, no, dacă îți spun eu că nu-i trebuie și nu că aș vrea să câștig. O leacă. O leacă? Ai un minut la dispoziție, duci să o cauți. Dacă ți-i trebuie, ți-i trebuie, nu ne-i așa. Dar tu n-ai? Nu, eu n-am. Cum tu n-ai sare? Am ajuns eu aici și eu m-am gândit că dacă tot Alexandru aici în fel de stăpânul casei, că o să aibă măcar un pic de sare, niște piper, pentru că eu am făcut sosul, dar nu a reușit bine să-l gust de sare, din mai multe motive, și el n-avea sare. Dar eu am venit gata, eu am tot am gustat, la mine tot e ok. Adică tu, bucătarul Moldovei, n-ai o leacă de sare? Dar eu și am eu treabă cu tine. Eu și treaba am. Eu am venit cu treaba mea, tu cu treaba ta. Nu pot să mă bazez eu pe tine. Nici o șansă. Elena a venit fără sare? Păi se întâmplă, se întâmplă. Și dați seama că nu are sare. E că și gospodar ești tu, când ai sare la casă. Chiar într-un minut? Da. Unde îți găsesc eu sare timp de un minut în scoarul la teatru de operă și balet? Este discuția, uite, vin, mai e plășințecă, mai e un izbar. Nu mă aveți seama să nu e zahăr în loc de sare, mai bun? Mai scurt mă duc. În rest? Da. Știi ce fac să-i stâng grătarul? Să-i stâng grătarul, așa e? Băi, nu trebuie, lasă, de? Cât sărbători treci în bun, nu rei. Am un minut să găsesc sare. Nici nu știu la cine aș putea să întreb. Mă duc la Moș Crăciun. Moș Crăciun, dar are de toate, el are cadouri. Moș Crăciun. Salut. Bună seara. Pot să mă salvez, eu am nevoie să găsesc sare. Da, cu mare drag. De unde? Cum de unde? La unde? Ia uite, plină cu sare. E ca adevărat spune că Moș Crăciun face minuni. Per total au reacționat destul de ok. Cineva a rămas perplex și nu a înțeles ce vreau eu de la niște oameni simpli de la care cer sare, de parcă oamenii ar rămâna cu sare în buzunar. Cineva s-a speriat de cameră și nu a vrut nici măcar să apară în cameră. Ce scuze, nu știți unde aș putea să găsesc sare? Nu. Sare, unde poți găsa sare? Ce să sare? Sare în bucate. Nu știu, piaca la bucătărie. Ok, hai să încercăm. Oamenii simpli n-au de unde știi de unde sare. Trebuie cineva care lucrează aici. Dar eu tot șmecheră și am zis că de ce numai eu trebuie să alerg astăzi? Las să alergi și Alexandru. Înțelegerea e înțelegere și dacă tot eu am alergat, trebuie și tu un pic să alergi, așa că eu ți-am ascuns cleștele. Hai că trebuie să iei un cadou lui Elena, că nu-i ascuns pințeta, eu văd Moș Crăciun. Hai să trebuie să ai, dă-ți zic o poezie, cățăluș cu părul creț. Moș Crăciun nu e ocupat. Haide mai departe. Hai vino cu așa. Ia că sunt gata aici, la balonaj. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog frumos, cu stimă și respect, dați-mi ceva, trebuie să fac un cadou la o fetiță. Dar n-am bani. Desfac fotări, așezări. Da, și pot să fac. Nu merge, da? Am înțeles. Bun, hai, mă scuzați. Bună ziua! Bună ziua! Bună seara! Întâmplător sare, nu aveți? Nu, sigur. Nu, aici e dulce, sigur nu este sare, mai degrabă aici. Cer scuze, întâmplător sare, nu aveți? Da. Nu, nici măcar un pic.
Unde popcornul? La popcorn trebuie să fii sare. Sunteți copii, mi-e teaj la și jel de mine. 10 lei, 20 lei. Să iau un cadou de ăștia, că am să-i fac cadou la o fată. Cât costă un balonaj de ăsta? Deci 25 lei avem, aici 40. Care 40? Da, ăsta cât e? Cât e? 30, așa 25. La 20. Mulțumim. Da, e numărul telefon să dau la femeie. Ha? Da, mulțumim frumos. Da, vă dau mărțișare. Mulțumim frumos. Păpuși, îți crești mare. Îți place pizza? Noi facem acolo niște frigăruri de pește, dacă doriți cu fetița mică, viniți. Da, de cu 20 lei ceva, nu știu rău. Ei, da. Da, sigur, da, nu. Hai că e bun. Ce să fac? Iu. Hai. Potrebuind eu simplu să alerg prin tot scoarul ăsta la teatru de operă și balet ca să găsesc sare. Bine că am găsit la niște oameni buni. Bună ziua. Puteți să mă salvați, vă rog, am nevoie de sare. Vreo 10 grame, 15. Da, în ce vă rog? Dați-mi palmă, de-am ce să-i faci. Da, perfect. Asta e aur alb. Eu încă niciodată în viața mea nu m-am bucurat așa de mult de 10-15 grame de sare. Cine e the best? Cine a găsit sare? Eu sunt the best. Eu am găsit sare. Trofeul! Sasha! Important că sarea este și am reușit să adaug sare unde este nevoie. Hai să facem acolo, că cred că sunt și rușine cu căluțul ăsta. Hai să arunc, ele, sănătate! Deci, fugi! Dă-mi 5.000 și să arunc repede! Dă-mi, te rog! Tax! Și câștig, poți să mă bag aici? Da, te rog, 5.000 și 1, 2, 3, 4, 5. De aici, da? Ei, dar nu-i comod așa. N-ai nimerit. Una, doi, ies. Noi. Nu. Dă că am probleme, după asta să aduc cola, crești capaș și vrei. Este? Na, ți-o și pșeai jos. O, bă, dar prost, dă-i Dumnezeu să adaci măcuța, domnul. Frumoasă mănușă, îmi place. Dar tu credeai că eu nu-ți găsesc? Unii găsări. La popcorn. Bravo. Dar asta nu e zăpadă ce, nu e roz acolo și faci zăpadă sub brad de ăsta, nu? Gustă. Hai. Cumpărături la orășelul de Crăciun, bineînțeles, le facem la Kaufland. Toate ingredientele le găsim aici pentru frigărui de pește și sosul nostru chimichurri. Și mai tineri și o bumbonică, o șocolățică. Și trebuie să cumpărăm pentru sosul chimichurri, pătrunjel, ardei iute, lămâie, oțet, ulei, sare și piept. Hai! Costează eu mai mult, dar... Lămâie... Deci, noi la orășelul de Crăciun o să pregătim frigărui din pește. Asortimentul la Kaufland este extraordinar de mare. Eu am să fac somon, ton și un pic de pangazius, pește alb. Dacă vrei să repeți rețeta, peștele proaspăt îl găsești la Kaufland. Hai dați-mi, vă rog frumos, două de astea mari de somon, poate chiar trei. Și am să vă rog să-mi dați un pic de ton și pangazius. Opa! După cum și-am zis, pentru frigărui avem nevoie de... Trunjel pentru chimichurri. Să-ți cadonez o floare. Acum, în perioada de sărbători, băieți, la Kaufland puteți găsi tot ce-i pe placul vostru, începând de la ingrediente pentru masa de sărbători, dulciuri pentru copii, ornamente pentru brad, casă și nu mai știu și acolo, luminițe, de toate. Da, na 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 da, na 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 la degustation. Da? Marinatul în iaurt cu moale. Dacă ești, te duc. A, nu, bă. No, e bun, e bun. De aia, nu pot, vreau să o amăgesc, dar nu pot. Gustăm? Ideal, perfect. Bun, dar frigărui e mai bun. Da, mă, ce să zici? Mai încurt, noi azi stricăm business-ul ăștia cu frigărui de aici. Stă precis. Mm-hmm.
Vin eu la voi sau veniți voi la mine? Ne, 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 ne. Tot eu lucrez, tot voi vă uitați și tot eu la voi îți vin. Chiar ai venit până la tata încoașe? Sașa, ospătarul, ne mai zici și dacă ceva? Sașa, te iubim, Sașa! Nebunule! Bravo! Hai, lui frățorul tău, ține aici, dar îmi spui și ți-o plăcut mai tare, bun? Ce-am pregătit? Vă spun acum, am făcut un frigărui de pui. Pui, o, Doamne Dumnezeule, de pește, somon, ton și maslin, cum s-ar zice, pește alb și cu un sos cimiciuri. Merge? Drăguț. Drăguț, da? Stau, eu nici nu mă grăghesc, că atare de lucru nu prea am acolo, nu s-o arde nică, nu-i problemă. Da, nu mai pe Instagram, dar și pe stradă. Who is? Who is, Gico? Am început să te urmăriez. Țineți. Mersi, mersi. Da. Nebunule! Ai fanat? Da, prietenul nostru care desuvări ne ajută, grătarele la Charbroil, le găsiți la Grill Market. Cel mai bun. Top of the top. Este ca prietenul și ăla fidel, știi? Nu-ți trădează niciodată. Când ai nevoie de dânsul, el este mereu. Băieți, hai un aplauz pentru Lenuța, vă rog! Eu sunt concentrată. Țineți. Domnul spătar, vă rog frumos, luați farfurii. Da, bineînțeles, bineînțeles. Dacă eram la filmări, am știți mai de ce. Puișor. Da, da? Haideți. Da, așa. Cine vrea carne, mânel sus? Așa, poftim. Doamnul spătar, vă rog frumos. Imediat, imediat. Imediat, imediat. Ok, pește cine vrea? O, moș Crăciun, ne-ai flămânzet? Foarte tare! Cadouri ceva anul ăsta? Dar te-ai comportat bine? Ai fost cu minte? Parcă am fost cu minți și buni. Relativ ați fost. Relativ, da? Mecherit, ați mai făcut șotii. El face parte din echipa Six Points cumva și cunoaște. Ba cum? Se vede pe ochi. Fiecare dintre noi are schelete în dulap. Adevărat. E gata porția mea. Imediat, moș. Moșul n-a mâncat vreo 50 de ani. Puteți să-i puneți triplu. Cam ghine arăți dacă n-ai mâncat 50 de ani, din spune. Acest motiv și arăt bine. Dacă nu-mi dai, eu trimit Alba ca Zapada și Crăciunita și te pedepsesc ambele. Nebunule! Nebunule! Și crede-mă că dacă nu-mi dai mie, lor precis le dai. Nu, 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 moșu, dăm, dăm, dăm. Da, dă să-l moș Crăciun ca pe cușa să strici familia. Dă să-i ducem lui moș Crăciun că... Mulțumesc mult. Moș Crăciun trebuie să aibă putere. Mult sănătate dumneavoastră și familie dumneavoastră. Spuneți, vă rog, cum au fost copiii anul ăsta. Copiii? Zglobii. Ca de obicei, șotivoși, s-au jucat. Să știți, copiii permanent trebuie să se joace. Adevărat. Frumos, înțelept, moș. Copiii răi nu există. 2024. Va fi bine. Într-adevăr, bine va fi ca 2023? Bine. Sperați și o să vedeți. Cers. Dar noi, dacă o să lucrăm, o să avem. Multă sănătate. Frumos. Mă bucur să vă cunosc, numai bine. Dragii mei, vă felicit cu finisarea anului 2023 și vă doresc să intrați în anul 2024 cu cât mai mult entuziasm, succes, fericire, bucurie și sănătate. Cele mai banale lucruri, dar toți avem nevoie de ele. Cred că aici o să închei, că este ultimul vlog din acest an, după care facem o pauză, nu se știe decât, posibil ca să revenim în câteva luni, dar posibil poate să ne revenim cu un nou proiect, nu se știe ce să facem, cert este faptul că facem o pauză, vă mulțumim că ați fost alături de noi și ați apreciat munca noastră, mai emoționez, uleac, știi, dar e fric, știi, am noroc de fric. Și eu vă felicit cu sărbătorile de iarnă, să aveți un an nou mult mai frumos, mai prosper decât cel la care au fost. V-am pupat, sperăm să ne vedem la anul tot aici, pe YouTube.